Bună ziua, dragii mei, o să și în videoclipul de astăzi vom discuta despre închiderea ambalajelor de transport. O atenție deosebită se acordă și închiderea ambalajelor de transport. Închiderea se realizează în diferite moduri în funcție de felul ambalajului de transport. Pentru ambalaje moi saci, închiderea constă fie în legarea gurii sacului cu o sfoară sau sârmă, fie ce mai adesea cu gurii cu o cusătură specială în X. În cazul sacilor de hârtie cu valvă lipită se înțelege, înțelege că închiderea va consta în lipirea cu adezii corespunzător. zile de carton Fixe sau pliante se pot închide prin lipirea unor benzi cu mate. Aceste benzi se aplică pe marginile capelor suprapuse, pe cum și pe marginile lăzii. Unele lăzi de acest fel cu o capacitate mică se închid prin simpla lipirea capelor superioare de cele înfirare sau prin capsarea lor. Răzile de mare capacitate, peste 20 de kg, necesită a fi balotate. Balotarea se face cu benzi de oțel sau alte materiale. Ambalajele de transport. Dezegutată din lemn sub formă de lez, se închid prin intermediul capacului. Capacul se suprapune peste corpul lăzi și se fixează prin baterie în cuie sau prin legare cu sârmă. În cazul baterii în cuie se iau măsuri de prevenire a deteriorării capacului prin folosirea unor rondele de carton așezate sub capacul cuielor. Aceste rondele împiedică pătunderea capacului cuielor în dâncimea lemnului, permițând în același timp scoaterea mai ușoară a cuielor la deschiderea ambalajului. Închiderea cu ajutorul sârmii se face prin realizarea găturilor duble. În acest caz, lăzile asamblate pe rame sau șip și-au prevăzut găuri de trecere a sâmei pe capac și corp. După trecerea prin orificii respective, săma se îndoaie, se răsucește, asigurându-se o fixare rigidă a capacului de corpul răzile. Gătura se mai poate face și sub forma unei bucle de săme. În ori pot fi întâlnite lăs de lemn prevăzute cu gaici metalice pentru închidere. În acest caz, prelungirea capacului se întoarce în orificiile gaicilor fixe, iar gaicile mobile se rotesc până când capacul este imobilizat. Pentru asigurarea închiderii în golurile superioare se introduce câte un cui. Ca și la celelalte ambalaje de transport și la ambalajele din lemn se poate asigura o mai mare rezistență a închiderii prin balotare cu sârmă sau benzi metalice. Cu schimbă și respect față de persoanele care mă videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare în un videoclip. Ies, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!